Ce facem aici? Bună, bună la prieteni! Ce facem, curățenie? Da, scoatem carne de oaie, tot. Uite oaia, care îi place lui Mihaela, preferata ei. Da, mor după ea. Doamne, facem și ordine. Da. Bună seara, prieteni! Oaia, trebuie să mai băgăm la congelator, să mănâncă mai rar, nu așa în fiecare zi. Uitați cum e altă oaia ta. Asta e de care a cumpărat Alin. David, dar lui Alin era continental. Hai, las că eu am dat un milion pe 6 bucăți de alea. 80 de lei kilogram, un milion. Eu am dat 3 milioane pe toată, pe toată oaia. Oaia, da. Te pune că și brânza, e tot de oaie, tot de oaie, uite-ți fie. Tare, mie nu-mi place brânza de oaie. Da. Uite, eu nu-i convine să duci la prieteni. A, ăștia și e mai tare. Auzi că nu polonez. E bună mâncare, nici lui eu nu-i place. Hai. Vrea să mănânc o sucă de aia. Ușor. Ce faci, David? La pliculeț. Eu vreau o supă la pliculeț. Păi n-are? De aia cumpărat. Aia e mai bună dacă mănâncă eu. Anca, fă ce vrei tu, aruncă tot din frigider, fă ce vrei tu. Păi te filmează are și nu făcărăm curat. Acum când facem curat. Facem curat acum. Ce uite, de la filmarea asta o să ne întrebe iară prietenii de unde am avut bani să o cumpărăm. Da. Mâncarea asta. Când eu vreau mă uba, când de ce nu mergem la muncă să lasă par la nu știu ce vrei? O să mergem acasă și o să luăm câte o sapă și săpăm ronturile noastre. Da. Sau mergem la vecini, ne ajutăm și noi cu viile. Acum să sapă via. Poate, acum. Poate... Ce să facem? Ca să ne arătăm seama, că știm să dăm cu sapă. Îți dai seama dacă primim vreo muncă în folosul comunității și ne place? Aaa, zice și lontă. Lasă, cred că atunci o să ne vadă cu sapă. Lasă, că vine și așa. Așa. Doamne ferește. Așa le lăsăm. Da, da, polonezi. Păi ia-ți bun rău. Mă, nu, dar cât să mâncăm, că și așa, prietenii cu lui toată ziua, mâncăm, mâncăm. Și eu am zis că mai renunț să mai fac filmări cu gătitul. Adică renunți la YouTube? Nu, nu știu. Am primit multe comentarii și nu mi-a plăcut. Că noi nu mă mâncăm, că noi nu muncim, că eu sunt așa, nu știu. Păi uite, Shelly a spus în școala, în Academia de Vlogging, să înveți să gestionezi hate-ul. Ce era? Ăsta este un hate, cei care se ia de tine. Trebuie să înveți să gestionezi situația. Să nu intri în panică. Nu? Da. Da, trebuie să-ți cumperi pachetul ăla, ca cum vrea patroana, cu... ca să înveți. Nu sunt învățată cu mesaje de alea. De aia sunt așa. Asta nici de când nu iasă de aici. Ar trebui să o scoatem, să facem ordine. Trebuie să tragi frigiderul în coagă, să nu se deschide ușa. Ce băgăm întâi aici, ca să închidem asta. Ce băgăm, Marine? Mielul ăla. Și lăsăm doar ăsta. Mai lasă pulpa? Păi stai, din ce faci tocană? A, bagă pe toată. Bagă tot, că lăsăm mâna doar. Bă, mă ia telefonul. Tatpar, mă! iPhone 12, tatpar! Mai aduce tatpar, nu da. Dar ăsta nu e rece deloc, Aline. Păi e oprit. E oprit? Am băgat cuptorul. Așa, ce mai băgați aici? Carnea tocată, nu? Nu, lasă sus. Micii lasă-i sus, că mâncă mâine, nu? Ăștia, dacă îi ții mult să strică. Păi da, să strică și micii. E mâncat cu adică micii. Uite, Mihailo, aveai mici aici. Cum îți place ție. Poate face, Mihailo, pe la 3, la 4 dimineața. Mici. Da, da, Anca, îți fac o cafea. Cât faci nu cu aici? Da, o cafea merge. Fă-i o cafea ca să nu refuz, dar da, am două pe lume. Mucea! Aici ce mai ai venit? Alex, o să-și facă un nou canal cu numele de Mucea. O să și ăsta, ce ia linie asta? Lumeam. Ce era? Un afumat de ăla de porc. Ciolan, bravo! Băgăm la congelator. Sau mai bine lăsăm sus, că facem bine. Ciolan, o afumătură cu spanacul ăla facem. Nu merge cu spanac... Merge, confumătură. Merge, iar vă, prietenii, că mâncăm atât de mult. Se pune numai mâncare non-stop. Da. Au dreptate. Eu mai am și ceva de burtalii. Da, vezi? Da, uite de ea. Păi așa e, nu mai trebuie nici noi să ne batem foc așa de mâncare. O mâncăm astăzi. Să facem și eu o ciorbă, să mâncăm o săptămână din ea.
Să încălzim câte un pic din ea, să mâncăm, nu să o călzim toată. Deci bea cafea toată lumea. Da. Deci fac o oală plină de cafea. Ia de aici, Aline, să vadă prietenii cum fac babele alea. Mă scuzați, doamnelor, vă spun că sunt, care sunteți mai în vârstă. Vedeți? Dar ia asta să fac aici. Nu-i convine, mi-a fost de gata că nu-i convine lui Ion. Ce nu-i convine? Fie că nu-i convine pe bune. Unde l-ai trimis? Să ia mâncare de la mine. Și a venit după alo, David. Oră. Păi, dar n-a venit. Nu-i convine, nu-i place nimic. Auzi, atâta mâncare are aici și băutură și tărie în fiecare noapte. Și mai bine stă așa. Uite că a venit Ionuț. Hai, Ionuț, că ești filmat. Vino încoa. Și bănuții? Cum? 15 lei? Cum ar fi separat? Pe 85. Păi de acum, dar făcea 68. Zici 70, îi lăsa și lui. Lui, 80. Băi, și cu 10, 80. Și de ce ai adus? Ai luat 15 lei tu. Păi tu fă-i calcul, mai ai scoate de acolo. De... Bun, ce să spun? Dar când, cu, tu când ai la așa... Cât? Sute de euro la... Iau cu totul. A văzut eu ceva. Bă, iau milioane. Nu ești vagabond. Nu sunt șmeche. A văzut el ceva. Eu sunt șmeche, nu sunt fraier. Hai, Ani. Ai văzut tu ceva? Pune acolo să mânce David. Nu te lua după el cu Alex. Da, mă, da. Ai văzut tu ceva? La cine a dat sute de euro? Zici tu că e prost, că e biata, știi el ceva, ceva. Hai, Ani. Eu la muncă și tu, ba. Auziți? Da, da. Și chiar dacă e băut, oameni, pe de viață spune adevărul. Da, tomorrow. Mâine. Tomorrow. Mâine, mâine. Vezi, Ion? Ce băi, Ioane, mă. Bă, dacă e sora mea, Anca. Atâtea e sora mea, Anca. Bă, bate, nu, pe bune, Anca. Bate, bate. Nu bate cu alba, pe bune, ce sunt eu? Și ce-am făcut, bă, Ioane? Aia e treaba. Vedeți? E, deci ești prea deștept. Lasă-o, bă, Anca. Iar, înțelege-te cu tine. Ioane, dar nu ia să lăziți asta. Lasă, Anca, lasă. Bă, Ioane, oprește și tu căldura aia, frate, Ioane. Băi, copii, Anca, te învăț ca bucătar. Nu stai, nu vorbi de așa, mai vorbi uite, omule, mă scoți lăgița, am spus. Care? Lăgița aia s-a spus în cascavete, roșiile, să le curățăm. O, oh, Jonuț. Așa te vezi. Păi te învață un bucătar specialist, alu Bora. Salută-l pe Nea Bora. Te pup, Neugen, Gabi, te pup din suflet oricând. Ne București. Ușa mai încolo. Mămule. Nu, închide. Închide. David, unde ești? Bag două linguri, am băgat de cafea mare. Mă, două linguri mai au fac mai tare, nu mai strană. Da, oricum. Hai să mai fac o lingură. Simplu, hai. Mă deschide toate lăghița. Așa, da, Ioan. Cum e? Mă repur, ha? Arată la prieteni. Chiar să face... Am adus ardei aici, ia face. Aia înseamnă. De aia, dar nu mâncă nimeni. Mănâncă mâine dimineață rece. Că mănâncă și rece ardei, o e bun. Bă, o să mănânc eu. Astea care le-ai făcut tu, Anca. Doamne. Păi de ce nu mi-ai spus prieteni că eu mănânc orice de la... Chiar dacă nu e foame, le mănânc acum forțat. Cum ar fi să mănânc eu carne de oaie. Doamne, ce bune sunt, serios. Doamne, dar chiar ce bune le-ai făcut, Anca. Au, au, ce bune. Sunt bune, dragilor, ia zi Mihaila, la ce ai mâncat azi? La două. Ha? La unu, două. Atunci le-am terminat ca lumea. Sunt bune, tacă, nu? Da. Atunci le-am terminat noi, să zic. Am mâncat și bine. Prieteni, a făcut Anca niște ardei. Bine, ce n-ați văzut așa ceva? Să-i cere și voi rețeta ca să mâncați și voi așa ceva. Și să-i mulțumesc, Luanca. Aia vreau. Acum să duc în partea mea, Ion. Ține cu mine acum? Corect, din punct de vedere. Statistic. Da? Statistic. Uite ce facem, să curățăm ăștia, să le punem frumos aici, să le spălăm. Ioane. Ce Ioane, mă? Să nu le mai ținem așa. Păi, cumpără. Ăștia nu le desfacem. Pe bloc. Pe bune. Păi de unde să cumpăr? Bă, Ioane. I don't know. Păi caut, că uite unde a băgat un pasta de bulion. Pe unde? Bă, ia vină-n coate, vină-n coa. Păi ce? Vină-n făcura și tu. Ce-ți fac? Bă, un bucătar nu-ți face câmpinii de bulion. Păi tu ești bucătar?
Ăla ce ține pastilele și am frigider. Insulină. Eminescu. Frații mei buni, vă rog din suflet. Păi vină aici în fața camerei să te vedem. Frații mei buni, Eminescu, fiind Leo de la Sihaia, fiind fratele meu adevărat, o să deci îmi pare rău că o să mă despart de el, că da, unde din de punct de vedere, mâncare. Nu. Azi e Anca lângă mine, fiind sora mea, Anca, și ca bucătăreasă expertă, exact ca mine, ca bucătar expert, fiind MasterChef, Antena 1, Pro TV 1. Și vreau da, Ioane, să... dar la noi ți-a luat cineva locul. Un băiat îl cheamă Costel. Auzi, Costel, mă? Goodbye! Mă, cum ai plecat? Te-am locuit cu Costel. I'm sorry. Tu l-ai văzut pe Costel? Nu știu. Nu l-ai văzut? Nu-l știi? Nu-l știi eu pe Costel, mă. Mihaela, dar pe Costel am uitat să-l luăm. Las că vine cu trenul mine, Costel. Bine. Goodbye. Mergem să luăm de la gara. Mănânc acum ceva dulce. Costel nu e om. Păi știi că patrona crede că e om. Și că cine e Costel ăla? Doar femeile alea cu el acolo. Și au luat om cu mare Silvia pe el. Auzi că tot Costel îl cheamă pe al lui Silvia. Și al lui Boco, știi? Mi-a luat și omul. Mai are puțin. Costel. Bă, e incompatibil sau inutil? E incompatibil. Ăsta e rețeta lui Mihaela, le mai faci? Ăla e vampir, cum spune patroana. Vampir, îl mai faci? Vampir. Cred că s-a stricat un pic. Aruncăm? Mamă, jur! Uite, Mihaela. Mihaela, ți aruncă vampiri. Tu ce faci acolo? Aline, fii a zis prietenul tău, fiind tatăl tău personal. Bagi tine, Mac. Tu nu mănânci oi. Da, fii atent. Tatăl tău a zis că vrea să facă un ceai din pampiri. Mă rog, ce gen de ceai, nu da, știu. Am văzut cu colegii mei, cu Scărlătescu, cu Florin Bontescu și cu Bontea. Așa? Eu nu vreau. Vrei încă lapte, cafea? Vreau, dar nu vreau mult cu lapte, așa să fac ceai. Dulce. Se face cafea la o cafeluță. Cum era dacă era și Sica acum cu noi la o cafeluță? Serios, ne e dor de el. Da. Și lui Mihaela. Da, nu mai pot, am o filistă. Hai, Mihaela, nu ți-e dor să bei o cafeluță cu Sica? Ba, da. Pe bune, Sica ne făcea cafeluțe dimineața. Păi, simt, fică, cine? Cine? Sică, cine? Nu știi pe Sică? Pe frățelul Anca? Da. Nu mai cunoaște lumea. Nu pare home. Uite, Ioane, nu pare home. Uite, ține locul ocupat. Întreabă, Eminescu. Ioane, Alina, uite cum fac cafeaua, prieteni. Aruncăm ăștia. Să vedeți cum o fac, nu la... O fac cafea la ibric, prieteni, la ibric. Mai așteaptă și pe mine domnișoara mea. Ramona. Pe bune! Așa cu Ramona! Ioane, nu prea vorbești! Ia ăștia mâncă de mine! Aline, voi mâncați? După aia! Păi am mâncat de ăștia, de lumeică mea! Da, să că termin frigiderul! Mă rog! Mie îmi place să termin o treabă! Păi bine, să le pune de aici! Uite, Anca îl ajută! O ajută Ion, bucătarul, MasterChef! Nu Leo, fiind soțul lui! Soțul, scuze! Ce vrei să-ți fie acum? Păi trebuie că bărbatul tău, nu eu, ca eu reprezentant. Eu trebuie să o ajut. Păi da, ia, păi să stai așa, te uiți, că ai mers pe pereți. Nu merge să spălăm aici, o spălăm la baie. Gata, s-a făcut cafeaua. Păi da, corect, nu spăl eu, nu spăl tu. Deci s-a făcut cafeaua, prieteni. Sper că am făcut-o bună. Stai să vedem. Tu te pune, se pune în sac, Ioane, mamă, ce le-mi fac eu în vorbire. Din punct de vedere cu lui. Uite ce vorbești. L-am scos până aici. Au, oh, Doamne, arde. Ia să mă ard. Asta e tare, nu? Facem treaba. Bine. Nu mai știu care. Nu mai știu care.
Stai să spălăm pe mine. Dar nu mai știu care e ta linie și care e ei. Nu, și acum... Păi da, dar una are rață, una n-are. Păi se vede care n-are. Asta n-are. E a ta asta? Da, fără. Asta e fără. Uite și asta e. Uite, Anca, unde vrei să bei cafeaua, unde s-o pune? A, pun-o pe masă, să răcească, nu beau fericit. Deci mă pun aici să răcească cafeaua, uitați aici, prieteni. Lasă că i-am duce. Am făcut cafeaua lui Anca. Unde i-am duce? În Dunăre. Alinea asta e a ta. De acolo. Pun aici. Du-te la Dunăre. Cine se duce în Dunăre? Și mi-am făcut-o și mie pe a mea, prieteni. Asta e a mea. Mie mi-am pus cam multă cafea noaptea. Deci nu-ți place asta? Dar beau și eu o cafea acum. De mult n-am mai băut o cafea de la asta caldă așa. Și făcută ca la cum fac doamnele mai bătrâne, mai în vârstă. Îmi cer scuze, doamnelor, că m-am făcut mai bătrâne, dar știu că bunica mea făcea cafea de asta, așa, pe răgaz la... Ioane, unde e coșul de gunoi? Ioane, coșul de gunoi. Pune-mă oaia și dăm un coș. Ioane, trebuie un sac. Eu pune-o asta. Deci... Ioane a luat acum băutul. Aline, că bunica mea făcea cafea de asta așa la ibric și bea cu cana mare. Cu cana mare, prieteni. De ce bagă Mihaela în ea? A mâncat 5 sandvișuri. Care? Un Big Mac? Glumeam. Minutul 70. Ce? David, mănânci? Stai că aici la ghimete, nu mă fac ofertă. Ce, Mihaela? Ce? Oh. Ce? Ce-ai făcut? Ce? Nu. Foarte bun. Are, mănâncă. Dar ce faci tu? Mucea. Mucea ăsta. Are, mănâncă. I-am pus să-i zici așa. Aline, dacă mai faci așa, o să zici că te pun la canalul. Auzi, mi-chide canalul dacă mi-ai zis mucea. Bă, nu ești tu Mucea. Mucea e ăsta micu, David îl cheamă Mucea. Poate și e, să pricepi. Și Bambucea, pe și Bambucea, hai să vedem unde dai. Gata, Aline, să te iau. Hai. Hai, Loli, la ce? Bataie! Ce? Hai, Loli, la bataie! Ce faci? Cum să-mi șterg canalul? Cum poate mai el să-mi șterg canalul? Da. Uite, o să-mi șterge canalul, ia. Nu. Nu-i bine, nu-i frumos. Uite, nu l-am tu, să vedem parola? Cum sunt? E hecă. De unde știi parola? Știu tot. Cred că ar putea să o știe, că o am pe aia la toate conturile. Tot știe. Are să pricepe la toate. Și am șters mail ca să nu vezi. Păi de ce ai făcut așa? Hm? Păi să nu știu, să le cește. Care îți place din astea? Și la păsta. Și-a plenat mă lor și stau mai degeamă. Fac și eu cu Alex puțin la prieteni. Se așezesc. Mi-a Alex mănâncă. Dar nu fac așa. Mihaela, știi cum face Alex la bucătărie cu mecul meu? Când mi-a apare cineva acolo. Da, știu. Dar nu fac așa. Uite, și pe Alex. Ăsta nu-ți place? Gata, scuze. Mai face și el. Trebuie să fie așa ținut, să joacă. Să mai joacă cu telefonul. Te filmezi aici 4K. Hai, vii să bei și tu cafea. Da, să răcească, bine. Hai, okay. Până să răcește, consume mori aici, că filmezi 4K. Mai am 200 giga. Liber. Să pun și eu așa la loc. Aline, ia de aici și pe mine. Problema e că vă supărați fanilor, dar problema e trebuie să am răbdare cu ea. N-am ce să fac. Nu pot să vă supăr că nu vine să bea cafeaua, că trebuie să termine să... Ce face cu frigiderul? Ioane! Nu, nu, era prea aglomerat și nu e bine așa. Johnny! Johnny, Johnny! Păzare, Ale, păzare. Știi cum să-i punem numele lui Ion. Ion Ghe.
Tonul e loc, Aline. În ce telefon ai, David? Alin, hai să mănânci. Uite, așa a stat pe cuptul la căldură. Da, bă, le cum. Da, eu n-a dispărut. E deschis la magazin, de care bani. Am la cocos. La cocos. Am la cocos. Bă, am zis la cocos. Am la cocos. Am zis la cocos. La cocos. Nu mai e David. David, duci-o vină ce la gurită. Gata, curățenia. O, da, mai avem eu curățenia. Gata, hai să bei cafeaua. Hai, bea cafeaua. Alex, păi da, Alex, dar îi lasă-mă să bea și bunica ta cu mine. Bem, dar nu mai dăm toată noaptea. Bem cafea la ora asta. Da. Bem cafea la ora asta, dar aia dacă e bună sau nu, serios. Dacă puneți melodii, gata, nu mai mă pun. Păi tu vei ce nu puneți la departe? Eu nu vreau să puteau eu, nu? Bă, uite, am iar mâsul. Serios, bea și tu ce le regați. E bună cafeaua, nu găsit acum că a făcut-o. E serios? E bună. Vedeți, prieteni, am făcut știu să fac cafea bună. Am băut cafea numai la ibridă, nu era așa. Ce cafea e asta? Asta este e iacu, cofeluță. Da, da. Avem și la vața și de toate. Și la vața de care era tot ce-a făcut, dar nu era, nu știu. Nu știu, depinde. Am băgat mai multă. Eu o făceam mai slabă. Eu nu măsuram apa, dar cred că nici ei nu s-a măsurat. Păi da, cine măsoară apa? Nimeni, dar eu mult să măsoară. Eu nu am măsurat apa, doar că am făcut așa la ochi. Bă, și noi tot așa o facem. Cum? Dar doamnele pun în ibric apă, câte căni, ceștile. Nu știu, poate. Și pune cu linguri de dar câte cești și cafea tot la fel, câte linguriță de cafea la fiecare ceașcă. Nu? Da, măsoară. Eu făceam mie dimineața și ce rămâne o aruncam după aia. Puneam mie în cană, Alin se trezea mai târziu, n-avea rost să-i mai dau pe aia care rămânea. Las că de când cu live-urile astea am început să mă trezesc la 3 după masă. Păi dacă stai toată noaptea. Păi dacă ies eu din live la 12-1, apare altul la mă uit la el. Ba cursul, ba cătă, ba... Da, și așa trece toate noapte. Și mă uit la el, nu la ei. Și am luat-o tot așa după el. Și chiar sunt obosită, mi-e somn tot timpul, nu știu de ce, că nu mai dorm. Dorm târziu și după ce dorm târziu, nu mai trezesc după aia, nu mai dorm. Oră din oră. Azi noapte am dormit și eu de vreme. Da, așa. Alex, mâncare-ți. Da, prieteni, haideți că ne vedem mai târziu. Ce mai facem, mâncare? Cu noi detalii, mâncare? Vedem noi. Ia zice că să apar și eu. Vă pupăm. Vă mulțumim. Vă mulțumim o dată și revenim cu altceva. Haide, la revedere. Pa, pa. Salut, prieteni. Vă pup. Vă mulțumim.